Inima ta e mai chill când consumi chili. Un simplu condiment transformă complet gustul mâncării, dar poate face mai mult de atât. Riscul unui atac cerebral e redus la jumătate la oamenii care consumă în mod regulat chili. Diana Ilișoaie obișnuiește să folosească acest condiment în mâncare de câteva ori pe săptămână. Obișnuiesc să mănânc sănătos și mi-aleg ingredientele și în funcție de beneficiile pe care le au. Știu că chili reduce colesterolul și ajută la pierderea în greutate, însă știu că nu e sănătos dacă ai probleme cu stomacul. Un studiu făcut în Italia arată că chili este un ingredient obișnuit în dietă. Cercetătorii au comparat datele obținute de la 23.000 de participanți care ori consumau des chili, ori nu consumau deloc acest ingredient. Starea de sănătate a participanților a fost monitorizată timp de 8 ani. Oren Jankovic este medic cardiolog și spune că este indicat să consumăm acest ingredient de 2-3 ori pe săptămână. Chili și alte condimente mai picante conțin un mineral care se cheamă capsaicin. Acest element chimic este un antiinflamator extrem de puternic care ajută arterele în procesul de ateroscleroză când se depune colesterol și calciu pe vase, care scade inflamația vaselor și în consecință scade viteza de ateroscleroză, ceea ce înseamnă că scade riscul să facem infarct la vârste mai tinere. Există și persoane care nu pot consuma mâncăruri picante și le crește tensiunea ca o reacție de panică. Medicul le recomandă să încerce în mai multe variante mâncarea picantă, în special legumele și elementele roșii din mâncarea care conțin capsaicină.